Vă salut, dragi prieteni, și bine ne-am regăsit la un nou videoclip. Iată-ne veniți pe câmp. De ce? Foarte simplu. Pentru că astăzi vom vorbi foarte pe scurt despre humus. Deoarece urmează să fac un videoclip despre un fertilizant lichid pe care eu îl folosesc, un fertilizant bio, și care este de 1000 de ori mai bun decât acel compost făcut la 3-6 luni de zile, cum sunt diferite materiale pe internet sau diferite scrieri în care aruncăm 3 coși de banană și un ou și am făcut compost și merge extraordinar de mult. Și tocmai de aceea am venit să vorbesc cu dumneavoastră despre așa ceva, despre humus, despre pământ. După cum vedeți, în spatele meu, acest pământ are o culoare, iar după cum vedeți, în partea aceasta are altă culoare. Aici este mai roșiatic, iar am schimbat eu camera, este mult mai negricios. Ce este humus? Ei bine, humusul este stratul din suprafața solului care are rolul de hrănire al plantelor. Este un strat care conține o parte sau toate substanțele nutritive necesare creșterii, dezvoltării și fructificării diferitelor plante. În cazul plantelor leguminoase, în cazul culturilor acestea perene, el are rol și de susținere. În cazul pomilor, mai puțin, pentru că rădăcinile acolo se înfig și în celelalte substraturi. Dar de ce humus? Ei bine, humusul poate fi de multe feluri. Poate fi de 100, de 200 de subtipuri. Poate fi humus care are în componența lui toate substanțele nutritive necesare creșterii și fructificării unei plante. Adică el este format din argilă, lut, praf, magneziu, potasiu, calciu, totalitatea mineralelor, totalitatea sărurilor, tot ce are nevoie o plantă să crească. Dar totodată pot fi și soluri care au diferite carențe. Adică este foarte bogat în potasiu, dar nu are calciu sau invers și așa mai departe. Nu intrăm în detalii pentru că despre humus aș putea să vorbesc un an de zile, iar despre soluri am putea vorbi 10 ani de zile de aceea încolo. Ei bine, tocmai de aceea am venit și în această zonă și să vă spun, pentru că humusul, în general, cu cât este mai închis la culoare, cu atât el este mai bogat în substanțele nutritive creșterii și dezvoltării plantelor. Cu cât este mai deschis la culoare, cu atât el este mai slab. Putem întâlni humus cu stratul de 2 cm, de 5 cm, de 10 cm sau de 1 metru. Cel mai bun humus fiind acela pe care îl întâlnim în cernoziumurile din câmpia română. Suntem singura țară din Europa care are așa ceva și cunosc cazuri în care diverse societăți au venit și au luat doar stratul de sol, stratul de humus, de pământ fertil, și l-au dus în alte părți și au lăsat pământul steril. Dar totodată pot fi și soluri care nu îndeplinesc aceste condiții și stratul de humus este unul superficial care nu poate susține plantele și nu poate susține dezvoltarea lor. Și aici intervin îngrășămintele, cele chimice sau cele bio, pentru că pentru a susține o plantă, se fac analize de sol și se observă ce carențe de substanțe avem în humusul respectiv. Iar în urma analizelor știm că noi trebuie să îmbogățim solul cu potasiu, cu magneziu, cu calciu, cu fier, cu siliciu, cu ce îl îmbogățim noi acolo și astfel avem o cultură echilibrată. În cazul cernoziomului, de obicei, nu este cazul de a face așa ceva pentru că este cel mai bun sol pe care îl avem, iar acolo stratul de humus este foarte mare, rezerva de humus este foarte mare pe hectar, dar avem și alte soluri, cum ar fi luvisolurile albice sau alte tipuri de soluri care nu prezintă această caracteristică. Deci acesta este humusul. Humusul găsim și la noi în grădină, humusul găsim pretutindeni. Este stratul superficial de deasupra scoarței pământului, nu știu cum să mă exprim ca să mă înțelegeți foarte bine, care poate hrăni plantele. De exemplu, în grădină la dumneavoastră, la majoritatea, îmi pare eu că stratul de humus este undeva între 25 și 40 de centimetri. După 40 de centimetri în jos, există un pământ aproape steril care nu poate hrăni niciun fel de plantă. Și tocmai de aceea, dumneavoastră îmbogățiți acel humus cu gunoi de grajd, cu complexe chimice, cu ce doriți dumneavoastră. Și aici intervin acele situații de fertilizare pe care le putem face bio, prin gunoiul de grajd și prin fertilizantul lichid pe care vi-l voi arăta eu, pentru că gândiți-vă în felul următor.
Sunt oarecum intrigat de acele videoclipuri pe care le văd și de acele materiale despre humus, în care în 3 luni sau în 5 luni sau într-o lună de zile poți să faci humus. Adică în acest humus, poți să faci compost, în acest humus sunt niște procese, aici au loc toate procesele chimice, la nivel microchimic, nu știu cum să mă exprim, să mă înțelegeți, pentru că plantele nu pot asimila substanțele nutritive decât la o formă moleculară, sub anumite forme. Iar când dumneavoastră faceți acel compost acasă sau mama natură face humusul, acele substanțe nutritive trebuie să ajungă la nivel molecular astfel încât să poată fi absorbite de plante. Pentru că dacă vă duceți mâine și aruncați un coajă de ou pe acest pământ, trebuie să treacă cel puțin un an de zile ca ceva de acolo, deși este un mineral solubil, să poată ajunge în pământul respectiv. Iar mama natură, prin praful atmosferic, prin argilă, prin apa de ploaie care îmbogățește și ea solul cu vreo 20% din anumite substanțe nutritive și așa mai departe, trebuie să vă gândiți că îi trebuie cam vreo între 250 și 300 de ani pentru a face un strat de 1 cm de humus. Iar noi, prin culturile pe care le practicăm și pe care le facem, sugem, pur și simplu, eliberăm acel humus de anumite substanțe nutritive. De exemplu, de fier, nu știu, sau de o anumită substanță nutritivă. Iar noi trebuie să echilibrăm oarecum acel sol, dar din păcate în culturile intensive se echilibrează prin metode chimice, care aceste chimicale activează la nivel molecular și atunci acizi humici principali compuși care sunt, cum să vă spun eu, sunt responsabili de buna formare a substanțelor nutritive ușor asimilabile de plante, sunt afectați și atunci există posibilitatea ca pământul respectiv, humusul respectiv, și dacă are necesarul de materie primă pentru ca acele microorganisme să lucreze și să facă toate substanțele ușor asimilabile pentru plante, atunci există posibilitatea ca pământul respectiv să devină acid, iar el nu va mai produce, nu va mai hrăni plantele, nu va mai fi un bun susținător. Dragilor, cam despre asta este vorba. V-am dat în linii mari, nu pot să vorbesc în termeni tehnici pentru că nu ați înțelege absolut nimic. Sper că m-am făcut înțeles despre ce este vorba și în mare, în 3 idei, humusul este stratul de la suprafața pământului în care se petrec toate procesele biologice prin care diferite substanțe, diferite materii se transformă în substanțe ușor asimilabile pentru plante, iar de aici plantele se hrănesc și totodată acest humus le poate oferi celor care sunt perene mediu de susținere, de hrănire echilibrat pentru a putea fructifica. Acestea fiind spuse, sper că v-a încântat acest material cât uși de puțin. Dacă vreți să dezbatem chimic, ca la carte, termeni științifici și ce doriți dumneavoastră, poate vom face videoclipuri pe această temă, poate le vom face mai aprofundate, cereți-mi chestia asta în comentarii, iar eu cu siguranță voi fi de acord să fac acest lucru. Urmează videoclipul cu fertilizantul lichid, pentru că fără să fac acest videoclip nu puteam să vă explic ce se întâmplă acolo. Până la următorul videoclip, eu vă doresc toate cele bune și să ne revedem cu bine la următorul material.